ilfovenii din mai multe localități de la periferia capitalei vor rămâne în continuare în carantină chiar și de sărbători. Măsura a fost prelungită în Bragadiru și Chiajna după ce incidența din cele două localități a crescut în ultima săptămână până la 10,88 de cazuri la mie. În total sunt 8 localități carantinate la acest moment, dar mai multe discutăm chiar acum cu prefectul de Ilfov, Tudorel Zamfir. Bun găsit! Bună ziua! Domnule prefect, care este mai exact situația în județ? La nivelul județului avem o incidență astăzi de 6,87. Sunt 8 localități care se află în acest moment în carantină și sunt cele cu incidența cea mai ridicată. Care sunt mai exact aceste localități, dacă puteți să ne spuneți? Da, este localitatea avem Berceni, Bragadiru, Chiajna, Corbeanca, Dobroiești, Mogoșoaia, Otopeni și Popești de Ordeni. Iar măsura carantinei va fi impusă doar în Bragadiru și Chiajna pentru perioada Crăciunului sau și în celelalte localități pe care le-ați menționat? A fost aseară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care în urma propunerii făcute de către DSP și cu avizul INSP-ului, am înaintat propunerea către șeful DSU. A fost emis ordinul de carantinare pentru localitatea Bragadiru și pentru localitatea Chiajna. Carantinarea va rămâne valabilă și pentru Revelion? Pentru 14 zile, adică ar însemna până în chiar pe data de 1. Dar se va face analiza chiar înainte de Revelion să vedem dacă situația va trebui să fie prelungită sau dacă va trebui să luăm alte măsuri. Să le reamintim oamenilor punctual ce nu au voie să facă în perioada carantinei, domnule prefect. Deci, în primul rând, să reducă la maxim deplasările neesențiale. Adică să pot părăsi locuința doar pentru a se aproviziona cu alimente, pentru a merge la medic, pentru a merge pentru a ajuta pe cei vârstnici, pentru a merge împreună cu animalele în jurul locuinței, pentru a merge în primul rând la servici. Acestea sunt principalele situații în care pot părăsi locuința. Și ultima întrebare, domnule prefect, de ce credeți că s-a ajuns în această situație? De ce nu scade totuși numărul de infectări în zonă? Este foarte greu de găsit o singură cauză sau de analizat doar dintr-un singur punct de vedere. O perioadă lucrurile au stat mai bine, incidența a scăzut chiar și în localitățile acestea, dar trebuie să nu uităm că Ilfov are o particularitate deosebită. Este lipit și de jur împrejurul Bucureștiului și aceste localități sunt cele care sunt la limita cartierelor din București și dezvoltarea imobiliară și creșterea numărului de locuințe a făcut ca aceste localități să fie, din punct de vedere al ocupării, foarte aglomerate. Vă rog. Spuneți, îmi cer scuze. Și tocmai de aceea este și dificil de urmărit această mobilitate deosebită care are loc în fiecare zi între București și Ilfov București. Domnule prefect, vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste precizări. Noi mergem mai departe acum cu știrile.